Editura Litera vă prezintă volumul Totul pentru dragoste de Christine Hanna Traducere din limba engleză Alexandra Axinte Cristea Audiobook în lectura Alinei Anea Capitolul 1 În acea zi neașteptat de însorită, străzile din West End erau pline. În tot orașul, mamele stăteau în pragul caselor cu mâna streașină la ochi, urmărindu-și copiii cum se jucau. Cu toții știau că, în curând, probabil ca a doua zi, o pâclă de să avea să năpădească cerul, acoperindu și ascunzând soarele blând. Ploaia avea să cadă din nou. În definitiv, orașul se afla în nord-vestul Pacificului. Ploaia venea în luna mai, la fel de sigur precum o făceau fantomele în ultima zi din octombrie, oricum se întorcea somonul venind din mare. Chiar că e cald, Zise Conlan, din spatele volanului unui BMW, negru, lucios și decapotabil. Era primul lucru pe care îl spusese în decurs de o oră. Se străduia să facă un pic de conversație, atâta tot. Angie ar fi trebuit să-i răspundă, să comenteze ceva despre frumoși păducei înfloriți. Însă, acel simplu gând o epuiza. În câteva luni. Minusculele frunzulițe aveau să se înconvoie și să se înegrească. Nopțile reci se cătuiau până la urmă de culoare și le făceau să cadă la pământ neobservate. Dacă te gândeai la toate astea, ce rost mai avea să iei în seamă ceva atât de trecător precum înmugurirea și înflorirea? Angie privea pe fereastră orașul ei natal, nu mai fusese aici de câteva luni. Deși West End era la doar 176 de kilometri departare de Seattle, lui ingi distanța îi se părea mai mare de atât. Oricât de tare și iubea familia, îi era greu să-și părăsească propria casă. În lumea largă existau copii peste tot merseră în orașul vechi, unde, pe parcele mici de pământ, se construiseră una după alta case în stil victorian. Străzile erau umbrite de arțari uriași și deși, ce aruncau pe asfalt o broderie elaborată de lumini. În anii 70, acest cartier fusese inima orașului. Pe atunci copiii umblau peste tot, de la o casă la alta, călare pe biciclete Big Wheels și Schwinn, în cartier se organizau petreceri duminică de duminică după slujbă, și se juca Red Rover în fiecare curte din spatele casei. Odată cu trecerea timpului, această parte din stat se schimbase, iar cartierele vechi deveniseră mai liniștite și mai prost întreținute. Pescuitul de somon se diminuase, iar industria lemnului primise o lovitură puternică. Oamenii care odinioară își câștigaseră traiul culegând roadele pământului sau pe cele ale mării, fusese rădați la o parte și uitați. Noi locatari își construiseră casele în pâlcuri, în subdivizii ce primiseră numele copacilor pe care îi tăiaseră. Însă aici, pe acea fâșie din alea arțarului, timpul se oprise în loc. Ultima casă de pe stradă arăta exact ca în urmă cu 40 de ani. Vopseaua albă era încă imaculată și impecabilă. Dunga verde smaralt strălucea. Nici unei buruieni nu-i fusese îngăduit să răsară pe pajiște. Tatălui Angie îngrijise această casă timp de patru decenii. Fusese mândria și bucuria lui. În fiecare dimineață, după un weekend de muncă asiduă la restaurantul familiei, avea obiceiul să-și dedice jumătate din ziua liberă grădinăritului și îngrijirii casei. După moartea lui, mama lui Angie încercase să păstreze acest obicei. Asta era consolarea ei, precum și felul în care încerca să păstreze legătura cu bărbatul pe care îl iubise vreme de aproape 50 de ani. Atunci când munca grea o epuiza, mereu se găsea cineva să o ajute cu treburile. De asta avea trei fiice la urma urmei. Mama lor obișnuia să le amintească, în glumă, bineînțeles, faptul că îi erau datoare pentru că le suportase toanele de adolescente. Conlan opri mașina în curbă și parcă. Prelata de capotabilei se lăsă în jos automat, iar el se întoarse către Angie și o întrebă. Ești sigură că vrei să o faci?" Sunt aici, nu-i așa?" În cele din urmă, Angie se întoarse spre el. ai buizat?" Văzu asta în ochii lui albaștri, dar își dădu seama că el n-avea să spună mai multe, n-avea să scoată niciun cuvânt despre copilul pe care îl pierduseră în urmă cu câteva luni. Rămaseră unul alături de celălalt în tăcere. Aerul condiționat scotea un fâșuit ușor. Vechiul Conlan s-ar fi aplecat să o sărute, i-ar fi spus că o iubea. Acele câteva cuvinte de alinare ar fi salvat-o, însă vremea tandreței trecuse. Dragostea lor părea îndepărtată, la fel de estompată și de pierdută ca și copilăria lui Angie. Putem să plecăm acum, să spunem că ni s-a stricat mașina," zise el, încercând să pară bărbatul de odinioară, cel care reușea să-și facă nevasta să zâmbească. Angie nu se întoarse spre el. Glumești?" Cu toții cred că am dat prea mult pe mașină. Pe lângă asta mama deja știe că suntem aici. Poate că vorbește cu morții, dar aude la fel de bine ca un liliac. E în bucătărie și face 10.000 de canoli pentru 20 de oameni iar surorile tale nu s-au oprit din vorbit de când au intrat pe ușă. În toată amețeala asta, am putea să ne sustragem fără probleme. Colin zâmbi. Pentru o clipă firescul se instală din nou între ei, ca și când n-ar fi existat vreo fantomă în mașină. Ea aș dorea ca acea senzație de ușurare să dureze. Livia a pregătit deja trei caserole. Probabil că Mira a croșetat o nouă față de masă și ne-a făcut tuturor șorțuri asortate. Săptămâna trecută ai avut două întâlniri pentru pici și ai filmat și o reclamă. Normal că n-ai avut timp de gătit. Pietul Conlan, după 14 ani de căsnicie, tot nu înțelegea dinamica familiei de Saria. Gătitul era mai mult decât o slujbă sau un hobby. Era un fel de monedă de schimb, iar din punctul ăsta de vedere, Angie era falită. Tatălui ei, pe care îl idolatrizase, îi plăcuse faptul că ea nu știa să gătească, văzându-l ca pe un semn al succesului un imigrant care sosise în țară cu doar 4 dolari în buzunar și care își câștigase traiul hrănind alte familii de imigranți, fusese mândru că mezina lui câștiga bani muncind cu capul și nu cu mâinile. Să mergem!" zise Angie, nevrând să se mai gândească la tatăl ei. Coborâ din mașină și merse la port bagaj. Acesta se deschise fără zgomot, dezvăluind o cutie îngustă de carton. Înăuntru ei era un tort extravagant de ciocolată, preparat de Pacific Desert Company și o delicioasă tartă cu lămâie. Se întinse ca să apuce cutia, știind că cineva avea să-i aducă aminte de faptul că era incapabilă să gătească. Că prințesei, i se dăduse voie să coloreze, să vorbească la telefon sau să se uite la televizor în vreme ce surorile ei munceau în bucătărie. Acestea două nu au lăsau niciodată să uite că papa o răsfățase din plin. Ajunse la vârsta maturității, ele încă munceau la restaurantul familiei. Spuneau mereu că asta este munca adevărată, nu cariera în publicitatea lui Angie. Haide, zise Conlan, dându-i brațul. Traversarea aleia pietruită, dincolo de fântâna Fecioarei Maria, iar apoi urcare treptele. O a lui Hristos îi întâmpină la intrare cu brațele larg deschise. Cineva îi atârnase o umbrelă de încheietura mâinii. Conlan bătu în ușă fără tragere de inimă și o deschise. Casa vuia de zgomote, voci stridente, copii care alergau în susul și în josul scărilor, frapiere umplute din nou, râsete, fiecare piesă de mobilier din hol era îngropată sub un maldăr de haine, pantofi și cutii goale de mâncare. Sufrageria era plină de copii care jucau diverse jocuri. Land pentru cei mici, Crazy Eights pentru cei mari. Nepotul ei cel mare, Jason, și nepoata ei, Sara, jucau Nintendo la televizor. Atunci când Angie intră în casă, cei mici strigară și se adunară în jurul ei, vorbind cu toții deodată și încercând să-i capteze atenția. De când se știau, ea era mătușa care se așeza pe podea alături de ei, gata să se joace cu orice era la modă pe moment. Nu le oprea niciodată muzica și nu le spunea că vreun film era nepotrivit. Odată întrebați, cu toții spuneau că tușa Angie era cea mai tare. Îl auzi în spatele ei, pe Conlan vorbind cu Vince, soțul Mirei. Auzi cum se turna o băutură în pahar își croi drum prin hoarda de copii și străbătu holul ce ducea la bucătărie. Se opri în ușă. Mama ei stătea în fața blatului de tăiat carne supra din mijlocul încăperii, frământând aluatul pentru dulciuri. Făina îi acoperea jumătate de față și îi se adunase în păr. Ochelarii ei, o relicvă din anii șaptezeci, aveau lentilele mari cât sosierele și măreau ochii căprui mici broboane de sudoare i se adunaseră de-a lungul sprâncenelor și îi lunecau peste obrajii plini de făină, aterizându-i pe piept ca niște mici bobițe de aluat. În cele cinci luni care trecuseră de la moartea soțului ei, pierduse mult în greutate și încetase să-și mai vopsească părul. Acum, acesta era alb ca neaua. Mira stătea în dreptul cuptorului, turnând ochii în apa fiartă. Văzută din spate, părea o fată tânără. Chiar și după ce născuse patru copii, era încă minionă, aproape ca o pasăre. Se îmbrăca adesea în hainele fiicei sale adolescente, ceea ce o făcea să pară cu 10 ani mai tânără decât cei 41 pe care i-avea. Ascultă acest audiobook și sute de alte titluri pe stories.ro gratuit și nelimitat pentru 15 zile.